5 membri din cadrul misiunii NATO de susținere internațională în Afganistan și-au pierdut viața, iar alți 5 au fost răniți în urma prăbușirii unui elicopter militar britanic în capitala afgană Kabul. Incidentul a avut loc duminică, 11 octombrie. Misiunea NATO a anunțat bilanțul, dar nu a precizat naționalitatea morților sau a răniților, potrivit Mediafax. Elicopterul s-a prăbușit duminică după amiaza la baza sa din Kabul. Ministerul britanic al apărării a anunțat că 2 membri ai forțelor aeriene regale și-au pierdut viața în urma prăbușirii elicopterului de tip Puma MK2 la aterizare. Incidentul este anchetat în continuare, dar putem confirma că este vorba despre un accident și nu de rezultatul activității insurgenților, a transmis ministerul britanic. NATO și-a încetat misiunea în Afganistan, dar aproximativ 12.000 de oameni, în special trupe americane, rămân pe teritoriul afgan în cadrul misiunii. Tot ieri, 11 octombrie, a avut loc un atentat sinucigaș în capitala afgană. Ținta a fost un convoi al forțelor britanice, iar atacul a fost revendicat de către insurgenții talibani. Nu au existat morți, dar 3 civili au fost răniți, potrivit unui comunicat transmis de Ministerul de Interne.